Bună, Daniela sunt. Așa cum mi-ați cerut foarte multe dintre voi, vreau să vă prezint azi să lucrați alături de mine această căciuliță care pe vremea mea îi se spunea Mephisto, nu știu din ce cauză îi se spunea, avea numele ăsta, dar acum se numește, eu o să-i spun căciuliță cu colț. Este o căciuliță foarte ușor de făcut. Asta mea este pentru un an jumătate. O să vă prezint și pe acest manechin care l-am eu aici la îndemână. Ia uitați ce frumos a ieșit. Este foarte frumoasă. Ține foarte cald, e bună pentru copilași pentru că acoperă foarte bine aici fruntea, da? Ia să ridic mai sus asta. Deci acoperă foarte bine și fruntea, da? Și urechiușele. Este un model foarte, foarte plăcut și foarte bun pentru copii. Cam așa arată. Da? Să pornim la lucru alături de mine. Este o căciulă de o dificultate foarte mică. Mie mi-a luat puțin timp să o lucrez. Așa că voi, chiar dacă sunteți mai puțin experimentate, într-o zi tot o reușiți să o faceți. I-am făcut și acest șnur să lege frumos, să o lege sub cap. Și cam așa, să pornim la drum. Spor la lucru. O să lucrez cu acest fir Naco Super Inch. Este un fir care are 25% lână și 75% acril. Da? În 100 de grame are 260 de metri. Această culoare, dacă vedeți bine, este o nuanță de roz, un roz prăfuit și codul lui este, ia să vedem unde este scris codul, aici, 318. Da? O să pun firul în două ca să iasă căciulița groasă. Iar andrelele cu care voi lucra sunt numărul 4 jumate. Deci uitați, la 4 nu intră. 4 jumate, da? Perfect. Am andrele circulare. Deci luăm acest fir și începem lucru. Pun așa ca să se vadă aici dacă. Ia. Bun. Eu lucrez această căciuliță pentru o fetiță de un an jumătate, circumferința capului de 50 de centimetri. Da, ia uitați, 50 de centimetri. Am aici acest manechin pentru cap și l-am măsurat. Are 50 centimetri circumferință. Pentru aceasta o să avem nevoie de 80 de ochiuri. De fapt, 79 vom avea nevoie, dar eu pun 80 și voi scade la urmă acei doi ochișori. Deci ochii vom pune dubli, da? Am pus ața în două. Am făcut aici ia să vă arăt dacă nu știți cum fac eu. Iau așa pe dege, da? Și aici pur și simplu fac un fel de nod, da? Iau ochii. Așa. Și acum voi pune pe Andreea 80 de ochiuri, adică 40 de
40 de grupuri dintre astea. Deci, vedeți, am luat așa pe, pe deget, da? Și voi face în felul următor. Deci, odată iau pe sub acest fir, da? Pentru că văd că se răsucește un pic. Deci, odată iau așa, un grup, da? Și odată iau invers. Ca să iasă marginea asta frumoasă, da? Deci, odată iau pe sub, fir, și odată iau peste. Să fac aceste grupuri. Deci îmi trebuiesc 40 de astfel de grupuri. Ia să vedem. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Da? Bun. Hai să recapitulăm ce avem noi nevoie. Deci am spus așa. Circumferința capului, 50 de centimetri. Circumferința capului, da? 50 de centimetri. Vârstă copil, 1 an jumate, 2 ani. Fir folosit. Firul este Naco Super Inch, da? Codul meu, codul pe care l-am folosit este 318, cod culoare 318, așa, 100 de grame are firul și are 260 de metri. Bun. Ce să mai scriu? Că lucrez cu Andrele. Andrele. 4,5 mm, da? Bun. Acum, avem nevoie de, am zis, 80 de ochiuri. Normal sunt 79, dar eu scriu 80 de ochiuri. Pentru această vârstă, da? Repet, 80 de ochiuri, deci 40 de grupuri duble. Da? Cam asta,
Cam asta ar trebui eu să scriu. Bun. Să vă arăt și aici. Deci 50 ca să... Pentru dacă mă urmărește cineva care... care nu are subtitrare, să arăt că pentru 50 de centimetri este această circumferință a capului, da? Pentru 50 de centimetri. Bun. Acum, cum începem noi să lucrăm? Deci, suntem pe spatele lucrului și pur și simplu facem ochiuri pe dos, da? Să știți că eu am o mare problemă, o mare, mare, mare problemă în faptul de a-i spune ochiului acesta pe dos. Normal, el este pe dosul lucrului, dar acest ochi se numește pe față, pentru că așa cum vedeți, firul este pe fața lucrului, da? Deci eu așa am învățat la școală, așa m-a învățat și mama, așa știe toată familia mea că acest ochi este pe față. Da? Așa se numește. Deci nici nu știu cum să vă explic, pentru că o să vă explic așa cum îl știți voi, ca fiind pe dos, dar în cazul în care o să mai fac greșeli, să-mi fie iertate greșelile, da? Pentru că mie așa mi se pare normal, că acesta fiind cu ața pe față, să se numească ochi pe față. Nu știu câte dintre voi de ce spuneți acestui ochi pe dos. Nu înțeleg, pentru că este pe dosul lucrului într-adevăr, dar pentru că marea majoritate cred că sunteți trecute de 45 de ani, cele care lucrați, și noi așa am învățat la școală, că acesta este ochi pe față. Acum voi face vreo 3 rânduri așa, punct leneș. Deci toate ochiurile lucrate la fel, că îi spuneți pe față, că îi spuneți pe dos, cum vreți, le lucrați la fel. Deci dacă o să-mi urmăriți tutorialul, chiar aș vrea să știu câte dintre voi numesc acest ochi pe față și câte invers. Multe doamne vor acest model de căciuliță. Eu, sincer, l-am lucrat foarte mult când era fetița mea mică, dar îl uitasem. Și cu ajutorul mamei mi-am amintit cum se lucra și am spus să-l fac din nou, pentru că este o căciuliță, într-adevăr, nu știu cât de super frumoasă este. Acum sunt căciulițe cu reni, cu broaște, cu porci mistresc, tot felul de animăluțe, de chestii, care sunt haioase, într-adevăr, dar nu țin copiilor mici, cel puțin la urechi, la frunte. Din cauza asta, eu am hotărât să fac acest model, pentru că știu că a fost un model foarte apreciat când eram mai tânără și toate mămicile îl foloseau pentru copiilor. Deci, așa cum v-am spus, aici la urmă o să iau 2 odată ca să... ca să-i scad, că eu normal aș avea nevoie de 79 de ochiuri. Deci, pur și simplu v-am spus, să facem, am făcut acest rând pe dosul lucrului, acum pe fața lucrului îl facem la fel, deci tot același punct pe care l-ați folosit la rândul anterior și cât vreți dumneavoastră, eu o să mai fac încă un rând pe spate, unul pe față și iar unul pe spate. Ca să am aici o mică bordură așa, să se așeze frumos. Da? Deci ați văzut, ca să iasă videoclipul cât mai scurt, o să
O să închei aici și revin când fac și celelalte două rânduri, da? Deci, atât am făcut. Este destul ca să arate frumos marginea. Acum fiți atenți cum începem. Deci, începem cu un ochi pe față. Nu, îl iau pur și simplu așa, da? Și înmulțesc. Acum, înmulțirea, eu nu vreau să aibă găuri, pentru că va intra frigul pe acolo. Așa că, ca să nu-mi iasă gaură, deci dacă vreți cu gaură, faceți, luați firul pe deasupra. Dacă vreți fără gaură, îl luați pe dedesubt. Da? Eu o să-l iau pe dedesubt. Strâng bine acest ochi. Îl iau pe dedesubt. Iar acum fac 11 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ce am uitat să vă spun? Deci din acest moment până terminați căciulița, veți lucra numai un rând pe față și un rând pe dos. Deci fără alte complicații, fără absolut nimic. Este o căciuliță care puteți o lucrați chiar dacă sunteți începătoare. Este foarte ușor, da? Deci am luat acest grup de 11 ochiuri pe față. Acum, tot pe față, scădem 3 ochiuri, da? Îi scădem frumos. Da? Și acum din nou 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acum înmulțim. Deci, cum v-am zis, dăm firul pe dedesubt, da? Înmulțim, facem un ochi pe față și iar înmulțim. Din nou 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Scadem 3 ochiuri, îi luăm împreună. 1, 2, 3. Da? Din nou 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acum înmulțim pe dedesubt, un ochi, pe dedesubt. Din nou 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3 împreună, da? Din nou 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, din nou mulțim și un ochi la urmă. Deci, mărimea căciulii, da, este dată de acest grup de 11 ochiuri. Dacă aveți nevoie pentru un căpușor mai mic de 50 de centimetri, acest grup de 11 îl scădeți, adică faceți în loc de 11, faceți 10 sau faceți 9, depinde cât este copilul de mic. Dacă vreți căciula mai mare, în loc de grupul de 11, faceți 12 ochi, 13 sau dacă aveți un fir mai subțire ca al meu. Ca să vă dați seama de grosimea firului, să faceți o comparație, v-am spus, firul meu are 260 de metri în 100 de grame. Deci, dumneavoastră, de aici vă dați seama, dacă aveți metri mai mulți în 100 de grame decât am eu și vă trebuie aceeași mărime, deci va trebui să puneți un rând, mai mulți ochi aici în loc de 11. În rest, păstrați același principiu. Când am scăzut eu, scădeți și dumneavoastră. Când înmulțesc, scădeți și dumneavoastră, da?
Deci, mărimea căciulii, v-am zis, este dată de acel număr de, cum am eu, 11 ochiuri. Acum, ia uitați, da? Lucrez pur și simplu tot rândul pe dos. V-am zis, este o căciuliță foarte, foarte, foarte simplă. Deci, până la sfârșit, așa veți lucra. Exact cum am făcut acum. Vă calculați dumneavoastră înălțimea căciuliței. A mea cred că are vreo 15-16 cm, dar oricum vom vedea la urmă. Vreo 15-16 rânduri dintre astea. Eu am mai făcut o căciuliță înainte și între timp am dăruit-o. Nu mai știu acum exact înălțimea ei, dar știu că am avut 16 rânduri la ea pe față. 16 rânduri, da. Deci, uitați cum, ca să nu vă iasă cu gaură, da? Deci, ia uitați, dacă dădeam invers firul, dacă luam așa, da? Acum când făceam așa, ia uitați ce gaură vă ieșa. Pe când în partea asta la altă nu se cunoaște. Da? Deci, din cauza asta aleg eu să iau firul, așa cum v-am spus, pe sub Andreea. Deci eu spun că și dacă sunteți începătoare, într-o zi aveți toate șansele să o terminați, că este foarte, foarte simplu de făcut. Dacă mai nimeriți și firul aproximativ la fel de gros cu al meu, ca să nu trebuiască să calculați prea mult, vă luați exact după modelul meu, după numărul meu de ochiuri și faceți imediat, o terminați imediat. Pentru că în principiu de acum încolo mai are 32 de rânduri. Deci chiar nu este o mare filozofie, se coase ușor, se face, nu trebuie scăzută, nu trebuie absolut nimic. Deci este foarte, foarte simplu de făcut. Mă bucur tare că mi-am reamintit acest model, ca să vă învăț și pe voi, să vedeți cât de utilă este pentru copil, pentru că îi acoperă perfect și fruntea și urechiuțele și mai ales că îi vom face și două șnururi să, cu care să fie legat sub bărbie, deci este perfectă. Eu firul l-am luat de la fir de tricotat povești. Dacă cumva vreți să-l căutați acolo, așa se numește pagina de unde am cumpărat eu firul. Deci, acum, exact, exact la fel, da? Pur și simplu, ia uitați. Deci, primul ochi îl luăm așa și mulțim. Acum 11 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pur și simplu vă arată modelul ce aveți de făcut. Ia uitați. Aici îi scădeți. Da? Acum iar 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Acum vă arată că trebuie să înmulțiți. Înmulțiți, luați pe dedesubt un ochi și iar înmulțiți, da? Iar 11 ochiuri. Deci pur și simplu vă arată modelul ce aveți de făcut. Eu voi lucra în continuare și mă voi opri. În principiu, țin minte că cred că vreo 15 rânduri am avut, 15-16 rânduri, dar firul acesta este un piculeț mai gros decât cel pe care, cu care lucrasem. Acela avea 280 de metri într-o 100 de grame și ăsta are 260, deci este mai gros. Așa că la 15 rânduri mă voi opri și o voi măsura căpușorul, voi vă pune pe acest manichin care l-am eu aici și văd dacă mai trebuie vreun rând făcut sau nu. Dar, v-am zis, din acest moment, așa lucrați,
toată înălțimea pe care dumneavoastră o doriți. V-am zis, depinde de copil, cât este de mic sau de mare. Este foarte, 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 foarte simplă. Deci nici nu știu să-i dau ca grad de dificultate 1. Este extrem de simplu de făcut. Deci eu pe măsură ce voi lucra, o voi măsura, da? Și revin. Ia uitați că se cunoaște deja cum face colțul, da? Deci un colț va fi aici unde scădem, un colț retras unde înmulțim. Ia uitați, da? Deci pur și simplu, după ce numărați rândurile aici, asta vă arată, aici vă veți da seama câte rânduri aveți făcute. Deci după, eu știu, vreo 10 rânduri dintre astea, o să o măsor și în funcție de cât este capul meu de mare aici, manechinul meu, o să văd dacă trebuie să mai continui. La cealaltă am făcut 16 rânduri. Da? Dar v-am spus că era firul un pic o idee mai subțireat. O să văd, da? Deci revenim atunci. Lucrați pur și simplu, un rând pe față, un rând pe dos, este foarte, 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 foarte simplu, da? Revin. Uitați cum bine. Am revenit din la ce am lucrat până acum. Deci, așa cum v-am spus, ia uitați, avem așa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 rânduri dintre astea și căciulița se așează așa. Deci aici ar trebui să mai fac încă un rând, da? Și vreau să vă arăt cum îl fac acest rând. Deci ea are înălțimea acum de, să vă măsor, să vă zic și ce înălțime are. Deci are exact 17 centimetri la acest punct în care sunt. Deci de acum încolo eu mai am de făcut două rânduri pe față, da? Și o încheiem. Dar vreau să vă arăt o chestie. Ca să... Ia să dau un pic mai jos. Deci ca să iasă marginea asta când o să cos, să iasă un pic mai mică, aici, în loc de 3 ochiuri, deci două rânduri la rând, da? În loc de 3 ochiuri astea, vom scădea 5. Da? Vom face bucla asta mai mare aici. Ia să vedem. Două rânduri pe față, așa vom merge. Deci, apoi închidem. Vreau să spun că m-am cronometrat exact la 12 și 8 minute. Eram aici, unde v-am lăsat, da? La două rânduri astea. Și acum este 13:35. Deci mi-a luat o oră și un pic să fac căciulița, efectiv. Din cauza asta vă spun că este foarte, foarte ușor. Așa că încumetați-vă să o faceți, să vedeți cât de mult o să vă placă. Este foarte ușor de făcut și efectul este și frumoasă și foarte de ajutor pentru copii, foarte, foarte bună. Deci, așa cum am spus, aici, în loc de 3, luăm 5, da? Deci, 1, 2, 3, 4, 5. Vreau să fac așa ca să... Am văzut eu că se așează mai bine. Și aici îi strângem bine ca să nu se vadă urât, da? Apoi, în continuare, la fel. Deci mai avem foarte, foarte, foarte puțin și încheiem, da? Aici înmulțim. Deci ca să faci o căciuliță în 3 ore, eu
Vreau să spun că e super ok. Nu vă ia mult timp și puteți să-i băgați și o dungă, dacă vreți, două dungi, altă culoare. S-ar putea să las doar o dată scăzătura asta. Ia să vedem cum 1, 2, 3, 4, 5. Facem apoi și canaful. Facem și bretelele cu care vom prinde dedesubt sub bărbie. Așa. Rândul de pe spate. Că nu uit, vă arăt la urmă și cât fir îmi rămâne. Cred că o bobină ajunge. Este destul pentru o căciuliță dintre asta. Dacă puteți să-i scoateți firul din mijlocul bobinei, să lucrați cu un fir din mijloc și cu un fir de deasupra. Acum, cum credeți dumneavoastră? Fiecare după cum este obișnuit. O să închidem căciulița cu ochiuri simple, deci nu facem duble, nu nimic, pur și simplu scădem ochii și atât. Așa, ia să închidem, vedeți cum. Deci luați doi ochi și scădeți. Da? Îl puneți pe Andreea, iar scădeți, iar îl puneți pe Andreea. Deci asta este o scăzătură simplă. Așa termin căciulița. O să vă arăt și cum o cos. Am descoperit o cusătură foarte, foarte tare. Cred că v-am mai arătat-o, dar nu știu acum să vă zic la ce proiect am folosit-o, dar oricum de când am descoperit-o
Am folosit-o în continuare, am folosit-o tot timpul. Este o căsătură care aproape nu se vede, foarte mișto se așează. Așa. Ia să vedem. Mai avem un pic. O să tai firul un pic mai lung ca să pot coase cu el marginea căciulii, adică pe lungime. Lungimea căciulii o să o cos cu acest fir, în creștet o să pun alt fir. Bun. Deci așa cum v-am zis, o să rup. Așa. Dăm andrelele deoparte. Bag în ac aici, într-un ac mare, bag ambele fire, aș putea și cu unul să, dar chiar așa, ia să mă duc doar cu unul și cu unul să-l păstrez pentru creștet. Ia să vedem. Ia să pun așa un fir, da? Deci această cusătură se face pe fața lucrului, da? Deci marginile acestea, ochii aceștia de aici, îi luăm mereu. Aici și aici, în partea asta, da? Aici, ăștia. Da? Ia să vedeți ce frumos iese. Deci, introduc aici acul și ies în partea asta. Așa. Apoi aici. Și se strânge perfect. Mai departe. Mai departe. O să vedeți că aproape nici nu se cunoaște că aici este cusătura. Strâng frumos firul. Deci oarecum se vede ca aici unde am înmulțit. Ia uitați. Aha. Da. Bun. Și odată luați o buclă pe o parte, odată pe o parte, din nou pe partea asta. Și odată pe partea asta la altă. Mai ales când lucrați ciorăpește, foarte, foarte frumos se așează când închideți cele două părți. Indiferent că e vorba despre plover sau bluză, ce faceți, foarte bine se așează cusătura asta. Ia uitați. Se vede foarte, foarte frumos.
Așa. Trec un pic pe spate. Așa. Și acum revin aici un pic ca să fac sucos așa. Bun. Îl trag și firul acesta, îl tragem pe spate. Așa. Mergem și cu acesta un pic în jos, aici pe spate. Așa. Tăiem cele două fire și acum mergem în creștetul capului, luăm firul care îl lăsasem atunci și ia să vedeți cum prindem trei de fapt. O să iasă un fel de stea așa în trei, cu trei colțuri. Deci, ia uitați, așa arată ea. Deci vă arată cum se prinde. O dată așa și o dată așa. Așa se va coase căciulița, da? Ia să vedem, tot așa vom lua firele acestea de pe deasupra. Ia. Mergem așa. Ia. Să vedem cum. Deci facem. Luăm aici. Tot așa va ieși. Tragem în spate, așa. Mă întorc pe tot rândul. Bun. Deci un colț l-am cusut. Trecem la al doilea colț.
să bag mâna pe sub căciuliță. Așa. Și aici încercăm din nou pe dedesubt să vedem cum, dacă se trage frumos firul. Așa. Bun. Și mai avem o margine. Ne ducem tot așa pe lungimea lucrătorii ca să nu mai tai firul. Uite așa. Și mai avem această ultimă margină. Ia, așa, bun, și acum tot la fel să lucrăm și aceasta. Așa. O să fac canaful, o să introduc videoclipul la el și în acest material, dar o să-l pun și separat, dacă cineva va fi interesat doar de canaf. Vedeți cum fac eu canaful, nu am un dispozitiv special pentru el, încă nu mi-am cumpărat. Am înțeles că există acum, dar eu nu am. Eu îmi fac pe carton, îmi fac circumferința canafului, cât îl vreau de mare, și apoi o să vă arăt cum îl lucrez. Bun. Deci am terminat căciulița toată. Da? Ia să vedem și cum se așează. Ia să căutăm cusătura de spate. Asta este. Așa se așează. Deci, după cum vedeți, este foarte, foarte frumoasă, strânsă. Deci exact ce trebuie pentru un copilaș. Da? Bun. Acum vom face canaful, așa cum v-am spus. Eu canaful îl fac pe acest carton. Da? V-am spus să-l faceți cât vreți voi de mare. Circumferința canafului meu va fi de 8 cm, da? Are și această gaură de 2 cm jumate. E făcut de mine, deci nu e nicio bucată de carton, nu e nicio mare aventură. Și acum, ca să umplu mai repede acel spațiu din interior, o să pun firul direct în două.
Da, ca să nu mă plictisesc prea mult. Îl faceți cât firul, cât vreți voi de lung. Așa, și acum începeți să umpleți această, ia să-l iau invers, așa ca să se vadă mai bine. Umpleți gaura asta, de jur împrejur. Da? Aici nu contează că la urmă îl tăiem mai scurt. Îl egalizăm. Da? Deci, asta este nebunia. Așa vă faceți până se umple spațiul acesta, tot așa rotund, rotund, rotund. Introduceți acul, da? Cu firul. Este un pic de făcut la el, dar asta e. Toate rezultatele frumoase au în spatele lor o anumită muncă. Ia să vedem. Atunci când vi se termină rândul, firul, o luați la capăt. Introduceți iar alt fir. Tot așa, până v-am zis, până se umple acel cerc. Și dispozitivul, dacă l-aveam, principiul e același, așa că de aceeași nebunie. Vreau să vă arăt doar un pic cum îl prind eu aici. Atunci când se termină firul, introduc așa un pic, ca să nu fugă mai departe, că e enervant după aia dacă fuge. Vă chinuiți și aici la fel. Așa. Punem fir în continuare. Puteți să-l puneți și în patru dacă nu vă deranjează la lucru. Fiecare îl face cum vrea, doar să umple acest spațiu. Deci introduc aici, tot așa ca să... Am pus în patru acum firul. Meargă mai repede. V-am zis că oricum îl tundem la urmă. Îl egalizăm firul, așa că nu este absolut nicio problemă dacă vă ies moațele astea. L-am pus în patru ca să meargă și mai repede. Dacă auziți cântând, să știți că soțul meu îmi cântă colinde. Dacă se aude ceva. Mai departe. Tot așa în patru pun, că văd că merge mai repede. Așa.
în canaf puteți să băgați mai multe culori dacă vreți. Mai am o leacă. Ia. Deci v-am spus, faceți așa până umpleți tot acel spațiu din mijlocul cartonului. Dacă vreți să faceți mai repede, puteți gaura din mijloc să o faceți voi mai mică. Eu am făcut destul de mare pentru că vreau să-mi iasă moțul ăsta, să-mi iasă foarte bogat. Dar îl faceți cum doriți. Mai sunt și alte variante de făcut canafi, dar atunci când am un proiect care se implice foarte, foarte mulți canafi, de exemplu, am făcut cu ani în urmă și un covoraș plin de canafi și, într-adevăr, am avut nevoie de câteva sute de canafi și vă dați seama că nu puteam să fac genul ăsta cu cartonașul, că aș fi prins muște. L-am făcut cu totul și cu totul altfel, prin altă tehnică, dar efectul e același, numai că ăia vă ies foarte zburliți și trebuie să foarte mult tunși după aia ca să-i faceți uniformi. La genul ăsta nu aveți prea mult de tuns. Canafii ăștia se pot include într-o groază de proiecte. Deci foarte, foarte multe proiecte se pot face cu ei. Acum am văzut și un fel de chestii așa, de curcubee, de făcut pentru pătuțul copiilor, copiii mici, pentru bebeluși, să aveți deasupra pătuțului canaf dintre ăștia. Deci sunt o grămadă de modalități de a face, de a-i băga în proiecte. Și brăduțe am văzut cu canafi sau din canafi. Am văzut, puteți să vă jucați o grămadă cu ei. Aici. Cred că cu două, încă două și gata, am terminat.
Nici nu sunt egale acum firele astea ale mele care le-am pus, dar nu contează că le prind. Deja m-am plictisit, dar n-am cotro. Cred că așa cum v-am spus, o singură dată trebuie să mai... Mai pun fir și gata. Se umple spațiul meu. Când îi faceți colorat diferit, dacă băgați fire ca să iasă tărcat, puteți să puneți un fir altă culoare. Și apoi faceți tot cercul acesta de jur împrejur. Dacă vreți doar culoare într-o parte, lucrați numai în partea aceea cu alt fir. Puteți să-l faceți în culori, o parte o culoare, o parte o culoare. Deci foarte, foarte, foarte frumos puteți să vă jucați cu ei, cu canafii ăștia și cu culorile lor. Eu acum nu vreau să mă complic, fac căciulița, cap-coadă, o singură culoare și la fel fac și canaful. Ia să mai pun o dată. Ce cântă soțul meu? Ia să vedem. 2, 3, 4. Așa. Sper să nu mi se închidă să nu mi-l taie tutorialul pentru cântatul soțului. Acum cu drepturile de autor e greu. Poate nu se aude prea tare ce cântă el acolo. Așa. Ia să vedem. Cu acest fir cred că termin. Vedeți după aceea cum fac. Se face. Yeah. S-a încurcat aici? Normal, ca să poată să mă încurce pe mine. Deci atât cât rămâne, atât îl las. Bun. Acum iau un fir. Da? Și îl pun așa în patru. Ca să țină bine.
fiți atenți cum faceți. Luați foarfecul și începeți să tăiați până la carton sau ce dispozitivul dumneavoastră. Eu așa o fac. Da? Tragem de cele două părți ale cartonului, tragem bine ațele de lângă el. Da? Așa. Iau acest fir și îl dau de două ori strâng cât pot, cât pot de bine, cât pot de bine. Strâng de jur împrejur. Da? Iar aici, când îl nod, ca să nu să nu-și dea drumul, eu fac de două ori. O dată și încă o dată. Ca să se strângă el foarte, foarte, foarte bine. Da? Ia să vedem. Că s-a strâns, că altfel o să vă iasă firele la spălat. Bun. Da? Am rămas cu aceste fire cu care voi lega căciula, îl voi lega de căciulă, scot cartonul, așa, bun, și acum îl tundem un pic. Pe unde are fire mai lungi, ia să vedem, să-l țin bine de aici ca să-l vedem. Îl învârtiți așa de jur împrejur și pe unde vedeți că sunt mai lungi firele, le tăiați. Cam așa arată. Da? O să pun așa deoparte mizeria asta care am făcut-o. Ia. Să-i fac și îi fac o fotografie numai lui. Și acum îl prindem de căciulă. Foarte simplu. Deci aici unde se unesc cele trei steluțe, triunghiuri de astea, punem aici, introducem croșeta, da? Trecem pe spate o dată. Și revenim și după celelalte două fire. Bun, le-am adus aici pe spate, le înnodăm pur și simplu, așa. Și tăiem firul, da? Bun. Deci am făcut și canaful.
unde este fața aici. Acum. Deci fiți atenți unde aici este spatele căciulii. Deci așa va fi fața. Deci acum vreau să pun, să vă arăt cum fac eu acele bretele cu care prind. Deci iau fir. Ia să văd cam cât să aibă firul. Așa. Măsor și vă spun imediat cât are firul. Cam cât am făcut eu bretelele de lungi. Așa. Imediat vă spun. Măsor. Deci un metru 20 are. Deci am pus în 4, da? 4 fire. 1,20 m are un singur fir. Îl pun acum în 2. Da? Și aici mijlocul lui îl introducem aici, unde o să facem, unde o să legăm căciulița. Eha, așa, bun. Am încurcat-o. Și să vedeți cum fac eu. Ia să pun. Ce să pun aici? O să bag. Vreau să pun aici o greutate. Pun caietul acesta. Deci, am 4 fire de o parte și 4 fire de o parte, da? Și o să fac în felul următor. Aici o dată dau așa ca să se stabilizeze bine breteluța și firul acesta, unul din ele, da, din grupurile astea de 4 fire, le învârt spre dreapta până se vede că este foarte, foarte, foarte răsucit, da? Deci, învârt spre dreapta. Ia uitați cât este de răsucit, da? Deci, am făcut odată spre dreapta. Îl pun deoparte aici. Pun tot așa ceva mai greu pe el. Da? Și le iau pe celălalt și fac la fel. Învârt tot spre dreapta, până se răsucește el foarte, foarte bine. Este ușor de făcut acest șnur. Deci după ce l-ați învârtit și pe al doilea, la fel de bine, îl luați cu primul, da? Le luați pe amândouă, da? Și le învârtiți spre stânga, pe amândouă odată. Tot așa, răsuciți, foarte, foarte bine. Spre stânga. Da? Și aici, la capăt, pur și simplu, înodați
înodați, da? Și tăiați adausul ăsta, îl lăsăm un pic mai lung. Așa. Da? Ia uitați ce frumos a ieșit. La fel facem și în capătul celălalt. Tot aici. Le egalizăm, facem aici un o buclă, da? Și acum la fel, luăm o șuviță dintre asta și o răsucim spre dreapta, deci acesta este principiul ca să nu se desfacă, deci faceți una spre dreapta, a doua tot spre dreapta și ambele spre stânga. Bună dată. Luăm și peste alt. Și acum ambele spre stânga, da? Înnodăm. Tăiem. Surplusul și aceasta este căciula. Cam acesta este produsul final. Dacă v-a plăcut, dacă vi se pare ușor de lucrat, vă rog să-mi scrieți, să-mi dați un share, să o împărtășiți cu alte persoane pe care le cunoașteți, să puteți să-mi scrieți mesaje, să-mi spuneți părerea dumneavoastră, să-mi spuneți cât de greu vi s-a părut acest model. Ce să zic? Puteți să vă abonați, nu vă costă nimic și vă doresc spor la lucru. Am uitat să vă spun că atât mi-a rămas din cele două bobine. Deci este clar că o bobină va ajunge. O bobină de 100 de grame, 260 de metri bobina, da? Dacă firul este mai gros de atât, să știți că va fi mai... o să vă trebuiască un pic mai mult. Deci cu cât firul este mai gros, cu atât vă intră mai mult. Firul subțire vă intră puțin. Așa că, deci eu de aici cred că mai emis eu căciul, așa că un singur scul va ajunge. V-am pupat!